Programul Ligii Naționale de Basket Feminin s-a modificat. Acest lucru se datorează faptului că CSM Sportul Studențesc București a decis să se retragă din competiție. Astfel vor rămâne doar 14 echipe care vor evolua în ediția din sezonul 2013-2014. În etapa inaugurală, în eventualitatea în care va participa în viitoarea ediție de campionat, CSM Târgu Mureș nu va juca cu Danzio Timișoara, așa cum se stabilise inițial. Noua adversară a CSM-ului va fi Nova Vita Târgu Mureș. În prima etapă, CSM-ul ar trebui să evolueze acasă, în sala sporturilor. Celelalte meciuri din prima etapă sunt BCM Danzio Timișoara vs. CSU Alba Iulia, HSS Sepsi Sfântul Gheorghe, SCM Craiova, Universitatea Cluj vs. Universitatea Vasile Goldiș Arad, Olimpia Brașov vs. CSBT Alexandria, Phoenix Galați vs. Rapid București și CSM Oradea, CSM Satu Mare. Programul Cupei României nu se va modifica, astfel că CST Leorman Alexandria, echipa cu care Sportul Studențesc ar fi trebuit să se întâlnească în această competiție, va trece direct în faza următoare. Pentru dâmbovițeni, singura și cea mai tulburătoare întrebare în momentul de față este una singură. Mai avem sau nu basket din toamnă la Târgoviște?